a fost calul de bătaie al tuturor campaniilor electorale din ultimii ani. O veritabilă Fata Morgana care apărea și dispărea în jurul municipiului. Astăzi, proiectul care va face din Bacău un oraș din care va lipsi traficul de tranzit a devenit o realitate. Astăzi a fost un moment important pentru municipalitate, pentru întreaga regiune Moldova. Iată că guvernul, respectiv Ministerul Transporturilor, a introdus pe serviciu electronic de achiziții publice scoaterea la licitație a șoselei de centură Bacău. Varianta ocolitoare a Bacăului se va suprapune într-o anumită porțiune peste autostrada Moldova. Aceasta a fost singura modalitate prin care s-a reușit obținerea finanțării prin programul operațional sectorial de transport. În 2010, odată cu optarea mea în comitetul regiunilor, am încercat prin diferite mijloace și trebuie să recunosc și printr-o discuție pe care am avut-o cu Ministerul Transportului de acea dată, să introducem această investiție foarte mare, foarte mare, pe fonduri europene. O altă veste bună este că centura Bacăului va trebui finalizată până la sfârșitul anului 2015. În sfârșit, proiectul este finalizat, proiectul este gata, proiectul este scos la licitație. Sperăm, într-adevăr, să nu avem foarte multe contestații și guvernul este hotărât ca până la sfârșitul anului, aici este problema, până la sfârșitul anului 2015 banii nu se mai pot folosi. Deci până la sfârșitul anului 2015 această investiție trebuie să fie finalizată. Deja a fost scos la licitație și urmează să fie adjudecat pe 7 iunie contractul de supervizare a investiției, fără de care licitația pentru execuția șoselei ocolitoare nu poate fi realizată. Licitația, acum ați aflat, pentru contractul de supervizare, altă componentă importantă a acestei investiții, a fost lansată. Vorbim de aproximativ 1.200.000 de euro, dar nu poate începe această investiție dacă nu este încheiat contractul și cu firma pentru supervizare. În acest moment, municipiul Bacău are un trafic de tranzit care reprezintă aproape 70% din fluxul rutier. Șoseaua de centură va prelua mare parte din acest procent, fluidizând semnificativ circulația din municipiu. Valoarea totală a investiției se ridică la 267 de milioane de euro.